Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității Politehnica Timișoara s-a pregătit deja de sărbători. Domnul decan Ioan Andrescu ne așteaptă la dânsul pentru a transmite un mesaj cu ocazia acestor sărbători de iarnă. Haideți să-l urmărim împreună! Domnule decan, final de an și la Facultatea de, Arh de Arhitectură din cadrul Universității noastre, care ar fi cele mai importante realizări și care este mesajul sărbătorilor de iarnă? Realizările noastre țin în primul rând de capacitatea pe care ne-am dezvoltat-o de-a lungul timpului de a ne proiecta imaginea uh, într-o sferă cât mai largă în țară și străinătate. De exemplu, uh, am avut ocazia deosebită ca o echipă uh, de cadre didactice și studenți din școala noastră să fie invitați de onoare la o manifestare internațională de mare importanță, Vienna Design Week, unde uh... Exponatul lor n-a fost o piesă uh, propuzisă de design, de obiect și așa mai departe, ci a fost un design conceptual ilustrând uh, relațiile foarte complexe pe care uh, arhitecții din Timișoara și absolvenții școli au reușit să le creeze uh, în toată Europa. De asemenea, studenții noștri au participat la tot felul de concursuri și manifestări internaționale. Totodată, este și, este și momentul în care școala s-a reacreditat cu succes. Deci, evident că nu toate lucrurile au mers grozav așa cum ne putem aștepta. Noi avem anumite dorințe legate de reforma sistemului de învățământ în arhitectură, unde lucrurile se mișcă foarte greu datorită inerției celorlalte școli din țară și așa mai departe, dar ne păstrăm speranțele să putem merge înainte. Colegilor mei, studenților și tuturor membrilor Politehnicii le urez un an nou. Care să fie favorabil proiectelor de importanță strategică pentru viitor, pentru că ne aflăm într-o perioadă de mari schimbări și reașezări, nu numai în țara noastră, dar și pe plan global. Și atunci va trebui să fim pregătiți să facem față acestor provocări. Tuturor la mulți ani. Da. Și totodată, da. Pentru că mai sunt doar câteva zile pe, pentru. vis-a-vis -vis de sărbătoarea Crăciunului, le tuturor un Crăciun fericit și, dacă se poate, trecând dincolo de agitația festivă și comercială, oamenii să aibă o reflexie asupra semnificației reale a acestei sărbători, care este una mult mai profundă, legată de capacitatea noastră tocmai de a depăși. Aceste challenge-uri cotidiene și materiale. La mulți ani